Un medic de la penitenciarul Pruncul riscă să ajungă după gratii bănuit de malpraxis. Potrivit procurorilor, în octombrie 2017, medicul endoscopist i-ar fi administrat unei deținute medicamente anestetice la care victima avea alergie. După câteva ore, când medicamentele și-au făcut efectul, pacienta în vârstă de 27 de ani s-a stins. Experții au concluzionat că necesitatea efectuării bronhoscopiei deținutei nu a fost argumentată, consecințele actului medical generând dezvoltarea șocului anafilactic, ca reacție alergică la lidocaină, iar din cauza evoluției fulminante, pacienta a decedat. Procurorii municipiului Chișinău au trimis astăzi în judecată cauza penală. Potrivit angajaților de la Administrația Națională a Penitenciarelor, medicul de 43 de ani activează în instituție din anul 2010. ANP-ul s-a autosesizat încă la data de 13 octombrie 2017, inițiind o cercetare de serviciu. Medicul endoscopist, angajat civil, își continuă activitatea în cadrul instituției nominalizate până în prezent. Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi dovedită de instanța de judecată. Dacă va fi găsit vinovat de malpraxis, medicul riscă să-și petreacă următorii 3 ani în pușcărie.